În stațiunea Giurgiu Băi a început cea de-a patra etapă a circuitului Grand Prix România la șah, un eveniment la care participă 41 de mari maestri și maestri internaționali din 11 țări ale lumii și din România. În plus, aici au ajuns deținători de vouchere primite din partea Federației Române de Șah sau wild card-uri oferite de către organizatori. Toți competitorii se luptă pentru un fond de premiere de 90.000 de lei, Consiliul Județean Hunedoara fiind partenerul competiției. Turneul principal de șah se va încheia în 23 octombrie și, în paralel, tot în stațiunea Giurgiu Băi, se desfășoară turneul secundar Hunedoara Open, la care participă 61 de competitori din România, Serbia și Canada.